Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. O să vedeți o primă parte a emisiunii și o emisiune dedicată omului din umbră, care a ieșit ca în filmele acelea de groază din spatele cortinei. Este de vorba despre Darius Vâlcov, v-am anunțat lucrul ăsta. El este prim-ministru oficial al acestui guvern. Este prim-ministru pe care Liviu Dragnea și l-a dorit, dar n-a putut să-l pună, pentru că era și el urmărit penal și și-a luat și apoi și o condamnare penală. Darius Vâlcov, omul care de 2-3 săptămâni a devenit foarte vocal, își aranjează emisiuni de televiziune, vorbește de diferite mafii energetice care atacă guvernarea PSD, proiectează umbre pe pereți, da? Ale faptului că anumiți penali, da, ei, cei de la guvernare, se luptă cu anumiți mafioți, cu personaje oculte. Și că miza ar fi, de fapt, chiar stabilitatea acestei țărișoare. Că, de fapt, niște oameni rău intenționați vor să-i bage la pușcărie pe el, pe Dragnea, pe alții de la PSD, pentru a pune mâna pe resursele României. Pare un scenariu de film, dar scenariul ăsta este discutat extrem de intens în spatele ușilor închise, acolo unde Dragnea, Vâlcov și câțiva apropiați discută despre soarta acestei țări. Se proiectează așadar un film. Vâlcov a ieșit și a spus acum câteva zile că în septembrie se va da lupta cea mare între cele două forțe, între penali și mafioți. Este primul înalt demnitar al guvernului Dăncilă care vorbește explicit despre faptul că în România se poartă un război. Repet, în viziunea lui Vâlcov este un război între penali și mafioți. În seara asta o să încercăm să identificăm cine sunt penalii, poate știm, poate o să aflăm alții, dar cine sunt mai degrabă mafioți. Astăzi, Darius Vâlcov a făcut un exercițiu de imagine, de putere. A convocat guvernul Dăncilă, i-a convocat pe miniștri la o ședință de taină în cabinetul lui Liviu Dragnea. Acolo, doamna Dăncilă ar fi vorbit undeva la 10 minute, după care ședința informală ar fi fost condusă de acest Darius Vâlcov. Sunt semne că Darius Vâlcov vrea să joace, deși are, repet, o condamnare la 8 ani de închisoare cu executare în primă instanță. Cine este Vâlcov? Ce intenții are? Cât de mult știm despre trecutul acestui Darius Vâlcov? Cel care influențează cam toate deciziile economice și deciziile strategice ale acestei țări. Discutăm despre resurse minerale, discutăm despre gaze, discutăm despre legi extrem de importante, despre piața asigurărilor, despre piața de energie. Cam toată viziunea economică a lui Liviu Dragnea este creonată și este scrisă de Darius Vâlcov. Inclusiv programul de guvernare, inclusiv, ce să vă spun, ultima lege a gazelor naturale. Și multe lucruri care se întâmplă și se vor întâmpla în viitor. Fondul suveran de investiții, da, este creația lui Darius Vâlcov. Cine este personajul? O să vedem de ce este atât de important Darius Vâlcov pentru Liviu Dragnea. Darius Vâlcov care a fost băgat și ținut în politică de Vasile Blaga, omul de la PNL, fostul președinte al PDL-ului. Cum a ajuns Darius Vâlcov de la PDL, de la Partidul Portocaliu, să fie practic mâna dreaptă și guvern și prim-ministru din umbră al României? Trebuie să răspundem la întrebările astea. Domnul avocat Gheorghe Piperea, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Președintele PMP Eugen Tomac, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și jurnalistul România Liberă Marius Ghirezan. Bună seara. Începem cu o declarație a domnului Liviu Dragnea, care, într-un moment cheie, pentru Vâlcov, a ieșit și a spus următoarele lucruri. Nu îi dau sfat domnului Vâlcov. E o condamnare în primă instanță. Nu sunt jurist, nu sunt avocat. Mi-este foarte greu să comentez o astfel de decizie. În schimb, am o părere de rău. Adică îmi pare rău, dar, mă rog, până la decizia definitivă mai este. Sunt milioane de români, totuși, care au avut în 2017 și să aibă în continuare salarii mai mari, pensii mai mari. România a avut o creștere economică record, datorită unui program de guvernare la care Darius Vâlcov a avut o contribuție determinantă și îmi pare rău că se întâmplă asta și nu pot să spun că e nedreaptă decizia instanței, că nu știu dosarul, îmi pare rău pentru el. În schimb, guvernul va decide dacă rămâne sau nu rămâne acolo. Nu am propus pe nimeni în aparatul guvernului, deci nu o să propun să plece cineva. Este strict decizia guvernului și a primului ministru.
Dacă Vâlcov n-ar fi fost condamnat la închisoare în februarie acest an, de fapt Dragnea a așteptat pe parcursul anului 2017 ca Vâlcov să fie achitat, credeau ei în visele lor. Un Vâlcov prins cu lingouri, prins cu tablouri, prins cu sume imense de bani ascunse prin seifuri. Un Vâlcov denunțat inclusiv de finul lui și de membrii familiei sale, da? Ca să fim cât se poate de expliciți. Dacă Vâlcov ar fi fost achitat, cu siguranță Dragnea l-ar fi pus prim-ministru. Este omul în care are încredere 100% total. Acestea sunt lingourile despre care Vâlcov spunea acum câteva zile că nu există. Ăștia sunt banii despre care Vâlcov spune acum câteva zile că n-au existat și că nu există menționați nici măcar în rechizitoriu. Da? Ca să fim foarte expliciți despre ce discutăm. Domnule Piperea, aveți vreo explicație cum a ajuns omul ăsta, Darius Vâlcov, practic să fie eminența cenușie a acestei guvernări și să vină să traseze liniile economice mari ale României, fondul suveran de investiții, legea gazelor, chestiuni legate de macroeconomie, investiții, el le hotărăște. Pensii, salarii, fiscalitate. N-am o explicație, nici nu cred că sunt eu chemat să dau astfel de explicații. Cert este că există un program de guvernare care probabil a fost gândit și de domnul Vâlcov. Există mai multe exemple în istoria recentă în care miniștrii ai guvernelor anterioare, guvernului Dăncilă, au fost supuși unui fel de test, examen, evaluare, nu știu cum să-i zic, de către domnul Vâlcov. Și există, într-adevăr, câteva exemple de reglementări, de decizii manageriale, decizii de management public, vreau să spun, care par să fie de la domnul Vâlcov. Și dacă este așa, înseamnă că domnul Vâlcov, dând la o parte problema sa penală, care este o problemă personală și pe care, într-un fel sau altul, fiecare și-o gestionează cu încredere, cuvință, inclusiv prin, cum să-i spun, punerea unui întreg partid în slujba, nu știu, achitării tale, mă refer la domnul Dragnea. Dar dacă este așa, înseamnă că domnul Vâlcov este o persoană foarte valoroasă și foarte eficientă. Au fost niște greșeli pe care le-a făcut. Spre exemplu, a fost o greșeală cu fondul suveran de investiții, dar nu ca idee, ci ca instrument, modalitate prin care a pus în practică această idee. Curtea Constituțională, vă rog să vă reamintiți că este important acest lucru. Nu a spus că fondul suveran de investiții este o idee greșită, nici n-ar fi avut cum să spun acest lucru, pentru că nu numai noi ne-am gândit la astfel de fonduri de investiții, noi românii, vreau să zic. Ci a spus că metoda aleasă a fost greșită și că ar trebui să se emită o hotărâre de guvern. Aici, dacă îmi permiteți, domnul Mănăstire, chiar dacă poate să pară că este off-topic, cum se spune pe Facebook, ce încerc eu să spun acum în paranteză, Curtea Constituțională a ridicat un precedent extraordinar de delicat. Nu știu cine a atacat la Curtea Constituțională această lege, dar ca ucenic cu vrăjitură a declanșat niște consecințe foarte, foarte interesante, pentru că dacă Fondul Suveran de Investiții nu poate să fie constituit prin lege, înseamnă că niciun fond de investiții, nici o societate comercială nu poate fi constituită prin lege. Și sunt convins că știți răspunsul la această întrebare, care nu e una retorică. Ce alt fond de investiții mai este constituit prin lege? Fondul proprietate. Voilà. Și asta sunt companii de stat. Domnule Piperea, sunt legal constituțional. Sunt companii de stat care sunt înființate prin legi la începutul anilor 90. Și asta înseamnă că se va desființa fondul proprietatea, vor desființa alte companii. Loteria Română, de exemplu, este înființată prin o lege specială. Da, da? De da, exemplu. Dar revenind am închis paranteza, revenind la ce m-a întrebat în legătură cu domnul Vâlcov. Cine este Vâlcov ăsta? N-am urmărit ce s-a întâmplat astăzi, sincer, dar am citit așa, în fugă, în weekend, niște declarații pe care le-a dat, cred că chiar la postul dumneavoastră de televiziune. Sau poate că mă înșel, nu știu unde. Nu, la alt post de televiziune, pe BNU TV îi aduce ghinion lui Darius Vâlcov, dacă ar apărea, nu va mai avea să ajungă la BNU TV, că după aceea îl arestează DNA.
Sunt, nu, așa s-a întâmplat, care... l-au luat din fața televiziunii. Sunt două lucruri pe care le-am observat acolo, care mi-au atras atenția în discursul domnului Vâlcov și, într-adevăr, sunt preocupante. Mai întâi spune un lucru foarte, foarte interesant despre niște proceduri de insolvență care au ajuns să fie transformate într-o metodă de a concura foarte, foarte nelegală. E un concurent chiar al dumneavoastră, pe piața dumneavoastră. Păi haideți de să o spunem explicit, este vorba despre Aicatea TV, chestiune, da? Da, care este în insolvență de mai mult de 7 ani de zile și care în fiecare an de zile mai adaugă câte 12 milioane de lei la datoria față de stat pe care o are. Dar nu te obligă legea insolvenței să plătești taxele la zi? Ba ok, da. Ce a fost în spate de procedură, beneficiezi de insolvență, dar la zi de ce nu plătești? Există un judecător sindic suspendat din magistratură, dar care în continuare este acolo și nu-l deranjează nimeni. Dar nu asta este important, că asta este o chestie punctuală. Domnul Cel Pipera, mai important lucru e altceva. Domnul Pipera, îmi permiteți ca să intrăm într-un dialog, să discutăm despre ipocrizia lui Darius Vâlcov. Deci, aici la dosar de politician, mai ales că mă pretind un om care știu ce vorbesc și atunci când vorbesc am probe și am mărturii cât se poate de directe despre acele fapte, pot să vă spun așa. Darius Vâlcov este finul lui Cosmin Gușă, unul dintre acționarii Realitatea TV. Pe vremea în care Darius Vâlcov era căsătorit cu Lavinia Șandu. Oamenii ăștia au fost o familie. Intrarea în politică a lui Darius Vâlcov a fost generată și a fost practic făcută de Cosmin Gușă, care l-a luat de pe stradă și l-a făcut primar la Slatina, în județul Olt. Via Traian Băsescu. De acolo de unde este și de Baștină. Și o să vedeți de unde l-a găsit Cosmin Gușă pe Darius Vâlcov. De ce este ipocrit Darius Vâlcov în relația cu Cosmin Gușă? Pentru că cei de la PSD sunt la putere din 2012, dar nu au executat Realitatea TV și nu i-a durut grija de datoriile televiziunii. Domnul Vâlcov. Da, domnul Piperea. Ei, cei de la PSD, sunt îngrijorați de presupusa datoria președintelui Iohannis de 400.000 de euro. Dar datoria Realității TV de 100 și ceva de milioane n-au văzut-o din 2012, de când sunt la putere. Și se trezește acum Darius Vâlcov să vorbească despre creanțele Realității TV. Da, mai bine am mai închis paranteza, vă rog. Da, revin la ce spuneam din oră. Mai bine mai târziu decât niciodată. Mult mai important este însă alt lucru pe care l-am observat eu, cel puțin din perspectiva mea. A spus niște lucruri foarte, foarte interesante despre o anumită companie care s-a listat anul trecut la bursă, în condițiile în care are aproximativ 1,7 miliarde de euro datorii la bănci, o cifră de afaceri cam sub un miliard, în jur de un miliard de euro, cu o evaluare a acțiunilor care au fost cam de 4 ori mai mari decât ne-ar fi dat așa niște calcule. Stați puțin, și cu garantat, ceva cu sportul. Și un plasament garantat din partea EBRD, bănuiesc că ați auzit de asta, de instituția asta. E o bancă publică finanțată inclusiv din banii noștri, care se ocupă cu investiții în astfel de proiecte. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Asta, și da. mult mai important, a fost un plasament garantat al unui număr de 6, eu știam că sunt 4, ăsta Vâlcov a spus că sunt 6 din 7 fonduri de pensii ale administrate privat, pilonul 2, au investit, și se pare că e vorba de un miliard de lei, au investit în această companie, în condițiile în care, domnule Mănăstire, și asta este o realitate, nu mai este o invenție a lui Vâlcov, nici o ipocrizie. Aceste acțiuni, față de anul trecut, au o scădere de 25%. Dacă aceste fonduri de pensii, ale noastre, da, unde sunt banii noștri, au investit un miliard de lei, în momentul de față acea investiție mai valorează 750 de milioane. Asta este o întrebare. Cine le-a dat pe care voie trebuie să o punem? Acelor companii, domnule Pipere, acelor companii care administrează banii românilor de pensii, cine a dat voie să cumpere acțiuni la acea companie? Cine? V-am spus, este un plasament garantat, trebuie puse niște întrebări. Plasamentul garantat, știți ce înseamnă? Nu e o simplă cumpărare de acțiuni de pe piața bursieră, ci este vorba despre faptul că a fost pus cu mâna. Tu cumperi atât, tu cumperi atât, tu cumperi atât. Plasament garantat, atenție ce Eugen Tomac, cine este Darius Vâlcov? Știu că a fost în vechiul PDL. V-am zis și un amănunt, practic în 2004 îl găsește Cosmin Gușă, nașul său, și îl face primar la Slatina, după care devine un mare pedelist de frunte, mare lider al fostului PDL. Păi, când vă uitați pe ecran, vedeți în fața dumneavoastră doi foști pediști. Așa este. Liviu Dragnea a fost președinte al Consiliului Județean PD. Întâi și prefect PD. Și prefect
PD la Teleorman, Vâlcov a fost primar PD de Slatina. Deci oamenii ăștia au o origine comună, dacă vreți, așa, din punct de vedere politic și al meșteșugului politic. Dar la ora actuală știm foarte bine că este unul dintre cei mai de încredere oameni pe care, dintre oamenii pe care are Liviu Dragnea în guvern. Este, dacă vreți, evaluatorul tuturor relelor și mai puțin rele din guvern. Dacă vă mai aduceți aminte bine, el a realizat celebra evaluare a activității guvernului Grindeanu la 6 luni cu obiective neîmplinite, printre care figura și faptul că România nu a reîncălzit relațiile cu Federația Rusă, deși nu știu cât de mult se pricepe la politică externă. Deci este omul bun la toate, este premierul din umbră, este consilier de stat în aparatul primului ministru și este cel care dă ordine ministrilor în mod real pe chestiuni, deci, ce țin de... Deci, practic, este premierul din umbră al țării. Punct. Este... Pentru că tot se raportează la Vâlcov. Nu poți face nimic în guvern, nu poți avea niciun fel de proiect mai important, dar nu referim la chestiune de zi cu zi, fără să-l consulți pe Vâlcov, nu trece nimic. Sigur. Iar cred că ceea ce s-a întâmplat în biroul lui Liviu Dragnea la ora actuală este, dacă vreți, un restart în ceea ce privește viitoarea remaniere. În mod clar, PSD-ul va schimba mai mulți miniștri începând cu luna septembrie. Și pentru a nu-i lua prin surprindere, acum li se pregătește să vedem remanierea. Niște imagini extrem de interesante, vă rog. Și închei cu asta. 80% din buget la ora actuală se duce pe cheltuieli ale statului și nici de cum pe investiții. Acești oameni au venit acum 2 ani, adică de zile. Adică pentru pensii și salariile bugetare, o să o spunem explicit. Perisipă. Noi avem la ora actuală aceeași infrastructură pe care o aveam aproape acum 10 ani de zile. Numărul mașinilor s-a triplat. Sunt 7 milioane de autoturisme pe șoselele României. Deci e un pericol deja să mergi prin această țară. Ori nimic despre infrastructură. Au venit și au spus că vor construi 7 spitale regionale. Nimic despre aceste proiecte, nimic despre absorbția fondurilor europene. Banii se risipesc pe pomeni electorale, își pregătesc campania de anul viitor, iar domnul Vâlcov va avea un rol important în acest demers. Tocmai de aceea cred că ceea ce se întâmplă la ora actuală, această reevaluare a propriilor miniștri, nu este decât o presiune pusă pe unii, tocmai pentru a-i pregăti de remaniere. Este șocant, oameni buni, să vezi cum totuși un om cu grave probleme de integritate, eu nu o să folosesc cuvântul penal pentru că nu e cazul, nu de frica amenzii CNA, cu grave probleme de integritate și cu grave probleme de moralitate. De ce spun moralitate? Pentru că Darius Vâlcov, moralitate politică, să nu vă referiți că suntem noi instanță morală aici la dosar de politician, nu suntem instanță morală. Moralitatea politică, om care a schimbat vreo 3-4 bărci politice, prima dată a fost în PD, după care a mai trecut puțin pe la PNL, simpatizant, da? După care a trecut pe la PSD, aripa Ponta, după care a trecut în barca lui Liviu Dragnea. Să vedeți niște imagini de acum 4 ani de zile, să vedeți ce relație apropiată are Liviu Dragnea cu Darius Vâlcov. Din informațiile mele, și domnul Darius Vâlcov, chiar domnul Dragnea poate interveni la emisiune să le dezmintă, din informațiile mele, Darius Vâlcov și Liviu Dragnea chiar și-au făcut concedii împreună în celebra însorită Brazilie. Acum mulți ani, 4, 5, 6 ani, pe vremea în care oamenii erau extrem de discreți. Haideți să vedeți imagini, da? Care arată apropierea dintre Dragnea și Vâlcov. Din primarii pe care eu îl invidiam, că nu era coleg cu mine de partid, dar în același timp îl apreciam foarte mult. Vreau să vă spun că este un om extrem de eficient, extrem de aplicat. În Parlament, ca președinte de comisie, este unul din cei mai eficienți președinți de comisie. Am așa o presimțire că într-un viitor rezonabil Darius va avea un rol mult mai important în statul român. Așa simt eu. Este unul din oamenii eficienți și statul român, instituțiile statului român au nevoie de oameni eficienți. Au fost prea mulți ani în care prostia a condus România și nu a fost bine. Și
este normal ca în funcții importante să fie oameni care să facă treabă. Uitați-vă că guvernarea Ponta de 2 ani de zile a făcut ca România să aibă cea mai mare creștere economică din Europa. Victor Ponta, un politician tânăr, un premier tânăr, a dovedit că poate să facă performanță atunci când toți spuneau că nu se poate. A putut să introducă disciplină financiară, a putut să înceapă o luptă serioasă cu evaziunea fiscală, au crescut încasările la buget și sunt domenii importante care au fost descătușate și care încep să producă plus valoare. Următorii pași sunt creșterea economică să fie transformată în dezvoltare, iar dezvoltarea în bunăstare pentru fiecare român. Și din acest motiv, Darius, care este un băiat tânăr, sigur, mai devreme sau mai târziu, va ocupa o funcție importantă pentru ca toată priceperea lui, toată expertiza lui, toată determinarea lui și forța lui să poată să ajute România. Pentru că a venit momentul în care țara își caută fii. Și el e unul din fiii României. Băi, dar ce veselie! Unul dintre fiii României, băieții, inaugurau o piscină, dar erau foarte veseli, în special domnul Dragnea era foarte vesel. Ce s-a întâmplat după declarația asta? După câteva luni, Liviu Dragnea îl face personal pe Darius Vâlcov, ministrul bugetului, dar îl practic îl introduce în guvernul Ponta, cu acceptul lui Ponta, dar practic Dragnea a fost cel care l-a pus ministrul bugetului. După ce a prestat câteva luni în funcția de ministru al bugetului, l-a umflat DNA-ul pentru niște șpăgi absolut halucinante, Marius Ghilezan. Cine este Darius Vâlcov și cum a ajuns omul ăsta să tragă sfoile în guvern, să ghidoneze de fapt o guvernul României? Eu l-am cunoscut în 2004, undeva prin luna mai, în biroul Roberte Anastase, adus de Cosmin Gușe, ca o tânără speranță să înscrie, să candideze la o primărie din jurul Bucureștiului. Încă nu era sigur unde va candida. M-am uitat la el, zic, tânăr, zic, ok, ai 24 de ani, îmi prevede legea, și zice, da, am nevoie de o strategie. Și zic, mă ocupam tot de altceva, nu credeam că pot colabora cu el, și zic, strategia e simplă. Te lipești de Traian Băsescu și zici, împreună vom putea reuși. N-ai cum, ești necunoscut unde vrei să te duci, ești tânăr, după aia am aflat că la Slatina se ducea, ești tânăr, zic, fă o poză cu Traian Băsescu aici cât ești la Roberta Anastase. Și s-a terminat campania ta. Fă-ți afișele și du-te. După aia, nu mai știu ce s-a întâmplat, s-a căsătorit cu Lavinia Șandru, Lavinia Șandru a plecat, l-a lăsat, a făcut averile astea despre care ziceți. Pe mine mă mai puțin impresionează ce dosar penal are sau cine este omul din umbră al guvernului. Pe mine mă mai interesează ceea ce spune. Și aș vrea să refac discuția inițiată de domnul Piperea, care mi se pare că este prin Vâlcov, este prima voce din România care discută despre o posibilă iminență pe bursă de valori. Ce iminență? La ce te referi? În faliment. Anul trecut, undeva prin 26-27 mai 2017, se emiteau niște obligațiuni de către o companie penală. Nu îi dau numele, acum e o concurentă de-a dumneavoastră și așa mai departe. Era penală și s-a dus emisia de obligațiuni pe altă companie cu alt nume. Communication, e fancy. Communication și așa mai departe. Emisiunea de obligațiuni undeva era într-o marți sau miercuri. Răsfoind presa vremii, bursa și ziarul financiar, observ că nu se arunca nimeni să cumpere. Iar brokerul era undeva unul din Târgu Mureș sau din Oradea, brokerul care vindea aceste acțiuni, că nu poți să cumperi conform legii bursei din 1994, nu poți să cumperi acțiunile directe decât prin intermediul unui broker, care brokerul la rândul lui trebuie să fie acreditat, astăzi este ASF-ul, înainte era CNMV-ul și așa mai departe. Cert este că acest aport de capital de un miliard și ceva de lei obținut într-o singură zi, în condițiile în care nimeni nu se arunca la emisia de obligațiuni, suspicionează că a fost o înțelegere spate. În Statele Unite se fac ani grei de pușcărie pentru o înțelegere din umbră.
Și ce a zis Darius Vâlcov? Vine duminică, după ce Cosmin Gușe a zis despre el că Darius Vâlcov și Liviu Dragnea vrea să le ia televiziunea și să se facă ei pe persoană fizică proprietari ai realității, a ieșit Darius Vâlcov și a spus despre cele 6 fonduri de pensii care au cumpărat toate într-o seară. Într-o seară s-au dus la broker și au zis: cucu, noi suntem aici cu miliardul în clonț și vrem să cumpărăm. Și Darius Vâlcov, eu l-am auzit știind povestea asta cu emisia aia de obligațiuni supralicitată. Mi se pare că într-o săptămână s-a făcut de la 41 la 44 de lei acțiunea, 6 milioane și ceva de acțiuni. Unele acțiuni de rang 1, altele de rang 2. Ce înseamnă de rang 1? Ai 10 voturi. Știi ce înțeleg eu din asta, Marius Ghilezan? Ce spuneau oarecum... înțelegere... Ce la colțe. Eu înțeleg, bun, înțeleg deasupra discuției că niște penali se bat cu niște mafioți. Cam asta ne spunea și Darius Vâlcov în emisiune. Dar oamenii ăștia, Darius Vâlcov, el a spus că ne fac unii penali, nu l-am făcut eu. El spunea despre el că ar fi penal, că alții îl fac penal pe el. Oamenii ăștia nu s-au prins atunci, de ce trebuie să treacă 8 luni de zile până Darius Vâlcov ne povestește cum a fost cu acțiunile, cu fondurile de pensii? Atenție, nu, fondurile de pensii au scris. Unele zile au scris după 8 luni, după aproape un an de zile, s-a trezit Darius Vâlcov să-și aducă aminte de ce s-a întâmplat cu listarea respectivei communication company. Presa de specialitate a comentat de ce iese acum Darius Vâlcov? Chestia asta de 8 luni de zile de ce, tot comentează. De ce iese acum Darius Vâlcov? Discută. De ce este Darius Vâlcov acum? De ce iese acum? Poate vrea să ia și televiziunea alta. Păi dacă oamenii ăștia au văzut... Măi, oamenii ăștia care conduc România, Dragnea, Vâlcov, au văzut că se întâmplă o fraudă atunci sub ochii lor și aveau informații că ei conduc România. De ce n-au intervenit să spună românilor: vă iau ăștia banii de pensii și bagă în compania aia. Unu, da? Care are acțiunile supraestimate. Doi, atunci era un om de pe stradă. Acum e consilier de stat. Acum poate să pune mâna pe telefon sau ce o să facă? Și să o să-și tragă fondurile de pensii, banii de pe acțiunile cumpărate la respectiva companie? Este foarte clară ce mod și cum se cumpără acțiunile și ASF-ul trebuie să verifice. Există undeva la articolul D din din 64, articolul 64, mi se pare, în care spune nu pot fi listate la bursă companii. Mie mi se pare că Darius Vâlcov, ca opinie personală, practic a făcut presiune publică și pe compania respectivă și pe Realitatea TV, chemându-i la discuții, la negocieri. La influențarea bursei poți să o faci în momentele de emisie și de... Da, dar deși n-a intervenit atunci Darius Vâlcov. Dar poate să facă chestiunea asta, că în momentul de față are un levier. Păi nu știu, probabil că a păstrat levierul pentru momentul ăsta. Da, bineînțeles. Știți cum zice procurorul când te duci la el și spui: băi, vezi că eu am de vânzut niște active aici, dacă nu le vând imediat se deteriorează, rămân fără salariații, sunt obligat să-i concediez, rămân fără bani ca să finanțez activitatea, am găsit pe cineva care să cumpere cu niște cash, banii aceia se împart în felul ăsta, o parte aici pentru asigurarea capitalului de lucru, în rest îi pui acolo sub sechestru și ții cât vrei să... dospească, răspunsul pe care ți-l dă este: faci cum crezi de dumneata și după aceea venim noi la 5-6 luni de zile distanță și te întrebăm. Vedeți, stilul ăsta de a face cercetare a DNA-ului e probabil că a pătruns și la politicieni. Și au folosit, cum spuneți adineauri, clonțul de argint. Dar chestiunea este importantă și din foarte multe alte, nu numai din punctul de vedere al legislației pieței de capital din 2004. Asta e reglare de conturi mafiot, domnule Pipera, ce se întâmplă? Dacă așa procedează politicienii. Eu nu plec de la premisa că Vâlcov minte. Atenție, poate nu minte în totalitate, dar asta este reglare de conturi. Stați puțin, publică. Ascultați puțin. Dacă din această reglare de conturi, cum îi ziceți dumneavoastră, reiese o transparență asupra banilor mei din fondul de pensii la care cotizez de 11 ani, să știu exact ce se întâmplă cu banii mei. Nici eu, nici dumneavoastră nu știți ce se întâmplă cu acei bani.
dacă de aici rezultă o mai bună transparență a bursei de valori și 3, dacă de aici rezultă o mai bună transparență a modului în care, spre exemplu, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare introduce în astfel de vehicule 39 de milioane de euro, dintr-o dată, 39 de milioane de euro, atunci eu sunt mulțumit. Pentru că voi vrea să văd cum este posibil ca 6 din 7 fonduri de investiții care bănuiesc au o grămadă de reguli intrase de compliance și anticorupție și așa mai departe, să investească într-o companie care are ca principală cercetată principal activ, atenție, este vorba despre o filială, o subsidiară care e cercetată penală, persoana juridică, nu directorii, și care la rândul său are ca directori, ca șefi, mă refer la persoana listată la bursă, persoane acuzate de corupție, da? Da? Cum e posibil să investești și în același timp să îți respecti statutul de corporație care ține la regulile anticorupție? Asta este una. Și mai grav este că Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare nu e un simplu fond de investiții. Este o bancă pentru care cotizează numai puțin de 69 de state. Inclusiv cele 28 de state europene. Înseamnă că este o chestiune corectă. Și este surprinzător... Păi nu e pentru că statutul spune că n-ai voie să investezi în ziua respectivă de... acel director penal a dat un comunicat conform legii bursei și acțiunile n-au scăzut. M-am uitat pe grafici... Păi ce să... Domnule, stați un pic. La timpul respectiv. Poate că cei care ne ascultă se pricep sau nu, dar ce să se mai întâmple cu acele acțiuni când tu, marea majoritate, aproape 80% din acțiunile respective au fost plasate în mod particular. A fost plasament garantat. 6 din 7 fonduri, berdul. Ce să se mai întâmple cu sumele acelea? Este foarte ciudat. Dacă era, o masă mare de acțiuni care erau cumpărate, atunci se putea duce așa. În jos. Na. Așteptăm reacția din partea unor companii de fonduri private de pensii. Interesant este că după declarația lui Vâlcov, nicio asemenea companie nu a infirmat informațiile. Repet, Vâlcov a spus că 6 din 7 companii de fonduri private de pensii care iau banii românilor și administrează ar fi cumpărat acțiuni la o companie cercetată cu probleme penale. Niciuna dintre acțiuni companii nu a venit să dezmintă informația asta. Mergând mai departe cu subiectul, da, este halucinant cum doamna Viorica Dăncilă este de acord și se asumă public faptul că ea de fapt trăiește în umbra acestui Darius Vâlcov. Da? Să ascultăm ce opinie, ce părere are doamna Dăncilă despre Darius Vâlcov. Cum este de acord doamna Dăncilă ca omul ăsta practic să-i conducă ședințele de guvern în locul domniei sale? Cu toată simpatia pentru doamna Dăncilă sau antipatia? Toată simpatia sau antipatia? Să lași pe cineva totuși să conducă în locul tău ședințele de guvern. Nu am abandonat niciodată un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil. Atunci când vom avea o hotărâre definitivă, abordarea mea probabil va fi altă. Eu cred că fiecare dintre cetățenii acestei țări au dreptul la o prezumție de nevinovăție până la o hotărâre definitivă. Și cred că acest lucru trebuie să se aplice pentru fiecare român, indiferent de locul unde se află. Eu voi merge pe acest lucru, așa cum am menționat și la întrebările pe care mi le-ați mai pus. Am votat o directivă europeană care susține prezumția de nevinovăție până la decizia finală, deci nu pot să neg ceva ce am votat. Ești. Da. Astăzi, repet, informația neinfirmată nici de Liviu Dragnea, nici de doamna Dăncilă, nici de domnul Darius Vâlcov. A fost ședință informală de guvern în biroul președintelui Camerei, Liviu Dragnea, iar informațiile pe surse din zona PSD au spus că domnul Vâlcov a condus de facto această ședință informală, unde miniștrii au fost criticați pe chestiuni legate de investiții ale guvernului și așa mai departe. Doamna Dăncilă a spus că îi ține partea și că l-apără pe Darius Vâlcov după condamnarea penală și că va lua o măsură în cazul lui doar dacă va fi condamnat la închisoare cu executare. Repet cu toată simpatia, doamna Dăncilă, veți lua o măsură dacă Darius Vâlcov va fi condamnat? Asta este ce a spus dumneavoastră? Pe oricum o să-l ia cu Duba și o să-l ducă la pușcărie. Nu mai aveți nicio măsură să o luați. Este consilierul dumneavoastră, dacă îl condamnă cu executare, de fapt își va pierde funcția pentru că o să vină băieții cu Duba și îl duc la Rahova, nu? Domnul Mănăstire, în fiecare săptămână
înainte de ședința de guvern, au loc acele ședințe pregătitoare de guvern, unde participă secretar de stat, secretar general. Cel mai probabil aici a fost o ședință pregătitoare pentru o ședință care urmează să aibă loc cu privire la evaluarea miniștrilor. Însă, legat de aceste ieșiri furibunde ale domnului Vâlcov, vreau să fac următoarea precizare. PSD-ul se confruntă cu o gravă criză de credibilitate. Au ieșuat cu codul fiscal, au băgat companiile în haos. Mutarea contribuțiilor s-a dovedit că nu aduce bani la buget. Și am țipat noi timp de 4 luni de zile până au făcut-o. Fondul suveran de investiții s-a blocat, deși nu este necesar, pentru că avem zeci de miliarde de euro de adus de la Uniunea Europeană și nu suntem capabili să absorbim pentru a construi spitale, școli, autostrăzi. Deci nu se justifică acest demers. Legea offshore. Una au promis, alta s-a întâmplat. Deci acești oameni se confruntă cu o mare criză de credibilitate, iar pentru mediul de afaceri, lipsa de predictibilitate fiscală și nu numai, instabilitatea aceasta politică produce efecte imediat. Ei încearcă la ora actuală să paseze responsabilitatea spre alții. Ați văzut cât de scurt ai explicat-o pe asta cu roborul, în condițiile în care mii de oameni, sute de mii de oameni plătesc tot mai scumpe credite către bănci pentru că a crescut. E o explozie pe chestiunea aceasta legată de credite. Deci, oricine este vinovat și sunt specialiști în a găsi vinovați în altă parte, nici de cum nu încearcă să explice erorile pe care le-au produs. Iar faptul că la ora actuală nu mai există oameni capabili să-și asume și nici să implementeze niciun fel de politici, arată cât de gravă este criza de autoritate în interiorul guvernului. Doamna Dăncilă este un executant. Vâlcov a vrut din nou încă o dată să demonstreze că are autoritate și suportul lui Liviu Dragnea pentru a pune biciu pe guvern, însă nu iese. Oameni de proastă calitate. Ce să faci cu Andrușcă la energie, care nu se pricepe de niciunele? La economie. Să-l la dai economie. Afară. Ce să faci cu domnul de la educație? Îl dai afară. Criza din agricultură. Domnul Daia, care afară, pe Daia. Are o criză în agricultură, mai are una în cap, în loc să-și dea demisia, stă lipit de scaun. Deci da, ați văzut ce putere și ce influență are în mass media din România acest Daia, după mizeria cu declarația legată de compararea incinerării porcilor cu Holocaustul? Nimeni nu a suflat un cuvânt. Am făcut noi emisiune joi, s-a pus Batista pe țambal, guvernul susține pe Daia, deși declarația a fost revoltătoare și în alte cazuri. Halucinantă. Demnitari mai mici au plecat din funcții după declarații mult mai puțin groaznice decât au Daia. Absolut așa este și tocmai asta arată că au un mecanism foarte bine pus la punct prin care încearcă să-și acopere orice eroare și orice scăpare care se produce în spațiul public. Asta este grav la ora actuală, pentru că dincolo de dispute politice există o realitate. Oamenii sunt mințiți zi de zi că o duc mai bine, în realitate o ducem mult mai prost. Cu această infrastructură sau fără autostrăzi, România nu se poate dezvolta. Ne-am dublat în ultimii 7 ani de zile numărul de autoturisme în această țară. Nu mai putem. Deci văd acest spectacol de prost gust, trec de la un subiect la altul, dar are legătură. Uitați-vă, de 10 zile poliția română se face de râs alergând după un cetățean care și-a pus niște numere în glumă, făcând bășcălie de PSD. Nu susțin asemenea demersuri, dar când dai o situație cum este cea din Harghita și Covasna, când de ziua imnului național vine în mod sfidător un primar și arborează un steag de doliu și poliția română doarme în loc acolo să deschidă dosar penal, că la amărât-o ei... E și primarul ăla tot atât de deștept ca și ăla cu... Vâlcov, domnule Eugen Tomac, susține că în România curge lapte și miere. Și apropo de propagandă și de fake news, da, că vorbea Marius Ghirezan, de unde știm că s-a văzut astăzi Vâlcov cu miniștrii în biroul lui Dragnea. No, gândește-te că acolo sunt, Marius Ghirezan, la Parlament sunt zeci de jurnaliști.
Au văzut când au intrat, în biroul lui Dragnea, i-au văzut pe toți acolo, lucrurile sunt cât se poate de clare. Vâlcov susține că în România economia merge pe roate. Haideți să vedem, da? Ce zice Vâlcov ăsta. Și dacă dumneavoastră sunteți pe aceeași lungime de undă, că poate greșim noi, poate lucrurile merg atât de bine în România și atunci e cum spune Vâlcov, nu cum spunem noi și alții. Am fost în toate etapele realizării programului de guvernare alături de Liviu Dragnea, dar am primit această însărcinare ca să coordonez realizarea programului de guvernare și împreună cu foarte mulți specialiști, prieteni, bineînțeles cu discuții infinite până la urmă cu președintele Dragnea, până la urmă e și ceva, spunem noi, senzațional. Programul de guvernare a fost făcut pe un anumit model, ați preluat un model existent pe care ați aplicat aceste măsuri. Cum s-a construit efectiv programul ăsta de guvernare? Foarte multe discuții. În primul rând am vrut să aflăm de la decidentul programului de guvernare ceea ce își dorește, care este viziunea politică pentru a putea această viziune politică a Partidului Social Democrat să o punem în practică în ceea ce privește desfășurarea economică. Deci, în primul rând, foarte multe discuții pentru a înțelege unde trebuie să ajungem, ce se dorește, care este ritmul pe care dorim să îl impunem în acești 4 ani de zile. Înțeleg acest lucru pentru că n-avea cum să nu se facă pe o anumită viziune politică, economică și așa mai departe și pe anumite priorități. Poți să faci un program de guvernare pe niște priorități, nu știu, de dezvoltare, pe niște priorități de infrastructură, o să vorbim despre asta. Însă, în momentul mai în concret, care faci Irlanda și Danemarca. Irlanda și Danemarca. Dacă vă uitați, am înțeles, vreți lucrurile mult mai exact. Dacă vă uitați în Uniunea Europeană, da? Din cele 28 de state, două se desprind. Irlanda și România. În Irlanda este cea mai mică povară fiscală din Uniunea Europeană. Acesta este și motivul pentru care în 2014-2015 Yahoo, Google și toți ceilalți au venit în Irlanda ca bază din toată Uniunea Europeană și pe locul 2 este România. Ambiția noastră este ca pe acest model al Irlandei să mergem și în 2020 să ajungem să avem cea mai mică povară fiscală. Astăzi povara fiscală în România este de 25%. Comparați cu o povară fiscală în Germania unde este de 48%. Și lucrurile acestea spun foarte, foarte mult. Acest program de guvernare a dus la creștere. Care este creșterea reală pe care dumneavoastră, de data asta în calitate de consilier al primului ministru, o vedeți pentru economia României? Și o să detaliem după pauză. În primul rând sunt unele lucruri care s-au întâmplat și acelea sunt certitudini. Și unele care urmează să vină, pe care le vedem, le-am prognozat. Ce s-a întâmplat? Cât e creșterea reală? Haideți să vorbim de câteva aspecte extrem de importante. Veniturile acestui stat. Veniturile acestui stat în decembrie 2016, când a venit noua guvernare. Trebuie să iau pauză acum. Dar dați-mi înainte de asta, ca să detaliem după. Aveți o cifră, un procent, față de momentul în care ați preluat guvernarea, în 2016. Cu cât a crescut efectiv economia României, pe ce indicator vreți dumneavoastră? 24%. Este absolut șocant, este halucinant. V-am lăsat, da, intervenția lui Vâlcov, da, când vorbea despre economie. Omul ăsta nu are niciun fel de pregătire și experiență pentru a vorbi despre economie și macroeconomie. La 24 de ani, cum vă spunea Marius Ghirezan, a ajuns să fie primar orașului Slatina, un oraș cu 70.000 de locuitori. Un oraș mic din România. Înainte de vârsta de 24 de ani, n-a avut niciun fel de experiență. A lucrat la o bancă, a lucrat într-o bancă, care se numea Banca Populară Română. O bancă înființată de oameni de afaceri cu legături la Moscova. Deținută de oligarhi ruși. O bancă care a dat țepe românilor de sute și mii de milioane de euro, da? Banca Populară de Leasing, Compania Populară de Leasing. Acolo și-a făcut noviciatul și acolo a învățat economie Darius Vâlcov. După ce a terminat facultatea, a terminat ASEU de la București. Repet, omul ăsta n-are niciun fel de calificare profesională. Din 2004 până în 2014 a fost primarul unui orășel mic din România, cu toată simpatia pentru cei din Slatina, iar înainte a lucrat 2-3 ani pentru o bancă falimentară care a dat țepe românilor, o bancă rusească, oameni buni. Ăsta este Darius Vâlcov. Pauză și revenim. Nu îi dau sfat
domnului Vâlcov. E o condamnare în primă instanță, nu sunt jurist, nu sunt avocat. Mi-este foarte greu să comentez o astfel de decizie. În schimb, am o părere de rău, adică îmi pare rău, dar mă rog, până la decizia definitivă mai este. Sunt milioane de români totuși care au avut în 2017 și să aibă în continuare salarii mai mari, pensii mai mari. România a avut o creștere economică record datorită unui program de guvernare la care Darius Vâlcov a avut o contribuție determinantă și îmi pare rău că se întâmplă asta și nu pot să spun că e nedreaptă decizia instanței, că nu știu dosarul, îmi pare rău pentru el. În schimb, guvernul va decide dacă rămâne sau nu rămâne acolo. Nu am propus pe nimeni în aparatul guvernului, deci nu o să propun să plece cineva. Dacă este strict decizia guvernului și a primului ministru. Economie și despre geniu guvernării PSD-iste, da, cu ghilimele de rigoare, îl vedeți pe Darius Vâlcov alături de Liviu Dragnea. Domnule Piperea, despre asta discutăm, despre modelul ăsta de economic de guvernare, da? Salarii la stat mari, prestații sociale cât mai mari, nu că n-ar trebui, dar care nu au acoperire în economia reală. Oamenii ăștia încearcă să forțeze economia, da? Băgând, pompând bani în consum și bani în venituri, în cheltuieli. Nu știu cât timp este pentru asta, dar eu aici găsesc o oportunitate pentru oricine vrea să critique PSD-ul, care este un partid de stânga, pentru a le bate obrazul. De ce? Pentru că este real că PIB-ul României practic s-a dublat din 2007 până acum, când în 2017 am intrat în Uniunea Europeană, aveam undeva în jur de 90 de miliarde, acum este 200. De asemenea, PIB-ul pe locuitor, asta este mult mai important, era cam 5.000 de euro în 2007, acum este undeva la 17.000 de euro. Problema care se pune este că între timp România, în afară de faptul că această creștere nu e mulțumită PSD, cum nu e nici mulțumită guvernului tehnocrat. Pur și simplu, câtă vreme s-a certat politicul între ei înșiși, economia și-a văzut de treabă. Numai că economia și-a văzut de treabă și s-a dezvoltat într-un mod totalmente dezechilibrat. PIB-ul acesta de care vorbim este concentrat în 7-8 locuri în România. Restul României, mă refer în general, în special, pardon, la Moldova și la Dobrogea, dar și la județele din sudul Bucureștiului, două dintre ele, Telorman și respectiv Giurgiu, care sunt al doilea, respectiv al treilea, cel mai sărac județ din țară, au fost pur și simplu deșertificate. Și din punctul acesta de vedere, a fi guvern de stânga, a te lăuda cu un astfel de dezechilibru, este o contradicție in terminis. Și aici este locul, oportunitatea, unde poți, în calitate de opoziție... Este halucinant. Opoziție care se respectă... Deci cele mai sărace județe votează PSD, dar în guvernare PSD, cei care se îmbogățesc sunt județele din altă parte care nu votează pe ei. Exact. Este de noaptea minții. Județele care votează PSD sărăcesc... De la este la și o dezancorare a lor în realitate, pentru că, iată, sunt cei care îi înjură în permanență și care inventează tot felul de glumițe de genul acesta pe plăcuțele de înmatriculare și care nu îi vor vota niciodată, sunt cei care prosperă, în timp ce în partea altă, oamenii care îi votează în permanență se afundă în sărăcie, că ăsta este cuvântul. Păi poate că îi țin în sărăcie în mod intenționat, domnule Piperea. Este foarte grav. Atunci îl țin sărăcie ca să te voteze, ca să depindă de tine. Domnul Mănăstire, atunci o opoziție de dreapta, pe care eu nu o văd în momentul de față, ar trebui să vină și să spune, băi, în afară de faptul că i-a fundat pe oamenii aceia în sărăcie, vă mai și bate jos de ei, ținându-i acolo, ca să vă voteze oricând pe voi. Asta, într-adevăr, este aici un mesaj. Aici nu pot să nu vă dau dreptate, pentru că avem o poză reală, pe care nu o pot uita și care vine în minte în fiecare zi, din 3.186 de localități, peste 2.300 de localități au votat pentru PSD în 2016. Deci au tot interesul ca banii pe care îi strâng, îi culeg la bugetul de stat, să îi risipească în consum pe pensii. E corect! Îi risipesc, dar de ce nu se ridică județele acelea? Nu se ridică pentru că nu există o viziune. Dumneavoastră știți că noi avem o criză uriașă pe resursa umană. Avem
miliarde de euro de la Uniunea Europeană, 0,3% s-au accesat până șocant, acum dar adevărat, acești bani. Șocant, și... dar adevărat, trebuie să luăm pauza comercială, 10% din procurorii și din judecătorii din România sunt penali, pe acte, sunt penali, pe acte, pe documente. Discutăm despre asta după o scurtă pauză. Da.